Bună ziua! Astăzi vom învăța cum putem folosi Google Sheets pentru a crea un tabel care va reține și prelucra date despre un concurs. Să ne reamintim! Pentru început, vom seta bordura tabelului. Pentru a seta bordura, se selectează tipul de bordură, culoarea și grosimea sau tipul de linie. Dacă dorim bordură exterioară, putem selecta tipul de bordură exterioară, apoi grosimea, vom crea 3 foi de calcul noi, în care vom reține pentru fiecare categorie punctajele la concurs. Cele 3 foi de calcul vor fi create din 3 variante diferite. Prima variantă, vom crea o foaie de calcul nouă, apoi vom copia datele din tabelul principal și le vom edita în noua foaie de calcul. Vom redenumi foaia de calcul. Pentru a șterge datele care nu sunt necesare, putem aplica un filtru, șterge datele care nu intră în tabelul actual, apoi vom dezactiva filtrul. Pentru a șterge mai multe rânduri, se selectează acestea, apoi, executând clic dreapta pe mouse, selectăm opțiunea Ștergeți rândurile selectate din meniul contextual. Pentru a șterge mai multe coloane, se selectează acestea. Apoi, executând clic dreapta, se alege opțiunea Ștergeți coloanele din meniul contextual. Se va reface capul de tabel. Se va reface fundalul celulelor folosind opțiunea de copiere și lipire specială numai pentru format.
se va renumerota coloana număr curent, folosind opțiunea de autofill. A doua opțiune este de a duplica foaia de calcul principală și de a formata tabelul. A treia opțiune este de a crea o nouă foaie de calcul, apoi, folosind adresele celulelor din tabelul inițial, să populăm cu date nou tabel și să-l formatăm.
Felicitări! Astăzi ați învățat cum să folosiți Google Sheets.